A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti, un împărat care domnea peste un tărâm îndepărtat, numit Împărăția Sobolanilor. Împăratul Soboleniță era cunoscut pentru mustața sa lungă și stufoasă și pentru curtea sa plină de și jucăușe. Într-o zi, împăratul se gândi că ar fi vremea să-și căsătorească fiul cel mare pe Sobolan Voinicul. Acest tânăr viteaz, Sobolan Voinicul, era cunoscut pentru vitejia și înțelepciunea sa, deși uneori era cam leneș. Într-o zi, pe când se plimba prin pădurea de Hardugi, o specie rară de copaci digitali care creșteau în împărăția sobolanilor, dădu peste un laptop fermecat care lumina ciudat. Când l-a deschis, a găsit un mesaj. Pentru a găsi adevărata iubire, trebuie să adun like-uri, share-uri și subscribe-uri. Sobolan Voinicul, neștiind ce sunt aceste lucruri, se duse de grabă la înțeleptul curții pe nume Libarci Baba. Aceasta cu ochii ei mari și antenele vibrând de emoție, îi spuse Trebuie să pornești într-o călătorie în lumea de dincolo de ecranul laptopului. Acolo vei găsi oameni cu nume ciudate care te pot ajuta să aduni aceste comori virtuale. Astfel, Sobolan Voinicul porni la drum. Prima sa oprire fu în satul facebook unde întâlni un bătrân pe nume Unclica Băsmală. Acesta îi explică. În această lume, like-urile sunt semne de apreciere. Trebuie să faci fapte bune și amuzante pentru a le obține. Sobolan Voinicul se puse pe treabă. Organiză un concurs de mâncat brânză și spălat antenele în public, ceea ce adună multe like-uri. Dar nu era de ajuns. Trebuia să obțină și share-uri. Bătrânul un clica băsmală îi spuse că pentru a obține share-uri, trebuie să creeze ceva atât de impresionant încât oamenii să vrea să împărtășească. Sobolan Voinicul se gândi și gândi până când îi veni o idee strălucită. Construi o mașinărie magică ce putea să transforme mâncarea obișnuită de delicioase pentru Sobolan și Liberty. Toată lumea din Facebook a început să împărtășească invenția lui, iar share-urile curgeau neîncetat. Următoarea provocare era să obțină subscriberi. Învățând că acestea sunt semne de fidelitate și interes continuu, porni spre tărâmul youtubiștilor, unde trăia un vrăjitor pe nume Comentariu Sfârșitul. Acesta îl sfătui să creeze conținut captivant și regulat. Sobolan Voinicul început să posteze videoclipuri cu aventurile sale, învățând sobolanii cum să facă față la provocările zilnice și libercile cum să se ascundă mai bine în casele oamenilor. Videoclipurile lui deveniră virale, iar subscriberile începură să se adune. Dar călătoria lui Sobolan Voinicul nu era încă terminată. Pentru a-și găsi adevărata iubire, trebuia să înfrunte un ultim obstacol. Trebuia să ajungă la castelul unui monstru teribil, numit Adblock Dragonul. Acesta era cunoscut pentru abilitatea sa de a bloca toate formele de apreciere virtuală. Cu inima bătând puternic, Sobolan Voinicul se înarmă cu o sabie de comentarii pozitive și un scut de feedback constructiv, și porniți spre telul Adblock Dragonului. Drumul era periculos și plin de capcane digitale. Însă, cu ajutorul unui ghid pe nume tutorial, Ghiduliță, reuși să treacă de toate obstacolele. În fața castelului, Sobolan Voinicul strigă cu voce tare. Adblock Dragonule, ieși la luptă! Monstrul apăru, imens și amenințător, încercând să-l oprească pe viteazul nostru dar Sobolan Voinicul, folosindu-se de toate lecțiile învățate în călătoria sa, reuși să-l învingă pe Dragon, înfrângându-l cu o serie de recenzii pozitive și o avalanșă de like-uri, share-uri și subscribe-uri. Când Dragonul fu înfrânt, castelul dispăru, lăsând în urmă o frumoasă prințesă Sobolaniță, pe nume Frumoasa Libarcică. Aceasta îi mulțumit lui Sobolan Voinicul pentru curajul său și acceptă să fie soția lui împăratul Soboleniță organiză o nuntă mare la care au fost invitați toți sobolanii și libărcile din împărăție. Și astfel Sobolan Voinicul și frumoasa libarcică trăiră fericiți până la adânci bătrâneți. Adunând în continuare like-uri, share-uri și subscribe-uri pentru a-și menține împărăția fericită și prosperă. Și, dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai like, share și subscribe. Altfel, s-ar putea să te trezești cu Sobolan și Liberty în computerul tău, căutând like-urile pe care nu le-ai dat.